Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Adevăr sau Provocare. Se spune că întâi ajută-te singur și doar cei ce s-au ajutat singuri știu să-i ajute pe alții. În această seară, alături de mine, este domnul Mihai Răzvan Moraru, președintele USR Buzău. Bine ați venit la Campus TV! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Vă mulțumim și noi! Începem așadar în forță cu prima întrebare. Cine sunteți în viața de zi cu zi, domnule Moraru? Sunt tată, în primul rând, de 8 ani de zile. Și în timpul liber, când nu sunt tată, sunt un om care încearcă să construiască pe diverse planuri. Cât mai multe, probabil că de la o vârstă încolo, trebuie să micșorezi aceste planuri pe care activezi. Sunteți mulțumit până acum de realizările dumneavoastră? V-ați propus mai mult? Ați realizat mult? Ați realizat puțin până acum? Da, cred că ați face o astfel de analiză pleacă de la obiectivele pe care le-ai avut. Obiectivele mele au fost simple, aceea de a fi independent în activitatea profesională, de a avea o familie și de a ajuta la rândul meu în societate de a ajuta pe alții să ajungă aici, inclusiv pe partea de antreprenoriat. Da, sunt mulțumit. Cred însă că oricând e loc de mai bine. Care sunt prioritățile dumneavoastră începând de acum încolo? Până acum, probabil, prioritar a fost cariera, familia. Acum, de acum, pornind din acest punct. Tot familia rămâne pe locul întâi și a fost și până acum familia pe locul întâi. N-am prioritizat niciodată politica sau activitatea de antreprenoriat în fața familiei. Și aici îmi doresc mai mult timp alături de familie. Iar mai departe, ca priorități, mi-aș dori să reușesc să mă convinc pe mine că merită să rămân aici în România. Vorbind de familie și că vă doriți să stați mai mult alături de ei, în sunul familiei, da, să vă petreceți mai mult timp, ce anume vă lipsește pentru a avea mai mult timp la dispoziție? Ce vă ocupă, de fapt, cel mai mult timp? Cel mai mult timp îmi ocupă afacerea. Din păcate, eu sunt antreprenor de aproape 14 ani și în fiecare an echipa a crescut, în fiecare an afacerea a crescut și la fiecare început de analiză, ok, anul ăsta va fi mai ușor, am mai mult timp liber. Din păcate, nu e așa. Îți apar planul noi, îți apar probleme noi și în fiecare an, la final, îți dai seama că ai avut un obiectiv de timp liber mai mult, dar nu prea l-ai realizat. Și nu depinde de tine neapărat ca să ajungi acolo. Ce s-ar putea face, nu cred că ține neapărat de noi. Într-adevăr, trebuie să nu ai foarte multe planuri, trebuie să nu scopui foarte multe, pentru că atunci e vina ta că nu ai timpul respectiv. Pentru că cel mai mult timp îl pierd încercând să rezolv probleme și probleme care în general apar independent de activitatea noastră. Dacă ne uităm la situația de acum, spre exemplu, de 6 luni încercăm să rezolvăm criza materiilor prime sau să aducem produsele care fermierii au nevoie. Nimeni n-a prevăzut asta, situația aceasta acum 6 luni și le-am luat din mers și le-am rezolvat. Mi-aș dori să fie vremuri mai liniștite în viitor, dar nu sunt așa de sigur că vor fi. Ce vi s-a părut cel mai greu de realizat până acum? Să rămân aici. Și spun asta pentru că eu încă mă consider un om neadaptat la România de astăzi și o simt așa de când am fost primul an de facultate. Am avut mai multe momente în care am vrut să plec. Și în momentul ce m-a ținut aici a fost familia. A fost părinți, a fost până să am familia mea, a fost familia extinsă, a fost prietenii, colegii. Și în fiecare an, vezi că la fiecare final de an ne punem acele dorințe, acele planuri pe care avem să le îndeplinim sau să le primim, depinde după caz, în anul următor. Și în fiecare an am încercat să încep anul cu optimism și să zic, ok, anul acesta mă voi simți mai confortabil. Dar anii au trecut, deja am trecut de 40 de ani și văd lucrurile în altă perspectivă față de cum le vedeam la 30 sau la 20. Și această neadaptare pe care o resim de foarte mulți ani începe să fie din ce în ce mai agasantă. Pentru că acum am copii, copiii cresc, merg la școală,
Și de foarte multe ori, întrebarea pe care mi-o pune este dacă mi-aș dori ca ei să aibă aceeași experiență pe care am avut-o eu. Și asta devine foarte stresantă pentru mine. Deci mi-aș dori să găsesc acele motive pentru care să rămân și care țin mai mult de viitorul pe care văd de România, nu neapărat de situația actuală. Au fost momente în viața dumneavoastră când a trebuit să vă ajutați singur, să decideți doar pentru dumneavoastră? Au fost foarte multe, da. Puteți să ne dați un exemplu? Da, de exemplu, eu am fost încă din primul an de facultate persoană independentă, inclusiv financiar. În anul 3 de facultate am plecat pentru o perioadă destul de lungă în Anglia. Împreună cu prietenii, colegii, am fost un grup mai mare care a plecat. Am fost singurul care se întoarcă în România, restul au rămas și sunt bună parte din ei și acum acolo. A fost o decizie pe care am luat-o atunci dintr-un motiv foarte simplu. De când am plecat eu, până în momentul revenirii, tatăl meu s-a bolnăvit și pentru asta am și revenit atunci. Nu regret decizia luată la acel moment, dar a fost o decizie importantă. Pe de altă parte, nici nu regret, pentru că după ce m-am întors, mi-am cunoscut soția. Și dacă aș fi rămas, nu mi-aș fi cunoscut soția. Cred că ce am învățat până acum, un lucru important este că eu nu mai consum, nu mă mai supăr când îmi doresc ceva și nu iese. Pentru că viața mi-a demonstrat că a fost bine că n-a ieșit. Și atunci, dacă faci tot ce poți pentru a-ți atinge acel obiectiv, dar nu iese, e un consum inutil de energie ca să analizezi la nesfârșit și să rămâi cu frustrări. Pentru că trece o lună sau trece un an și viața îți demonstrează că a fost bine că n-a ieșit. Și a fost în viața de antreprenor foarte multe momente în care a trebuit să iau decizii riscante, decizii dificile. În cei 14 ani care au fost 3 momente foarte grele. Noi am început afacerea în criza din 2009-2010 și prima decizie a fost ca în primul an de activitate să investim tot ceea ce acumulasem până la acel moment într-o platformă logistică. Toată lumea ieșea de peste tot, noi eram singurii care investeam și s-a dovedit o decizie bună. Și un moment foarte dificil a fost, fiind în domeniul agricol, seceta din 2020, acum 2 ani, în care pe sudul României poate că fermierii nu au recoltat niciun bob de nicio cereală. Și a fost un moment important pentru că ajungi în punctul în care, finanțând fermierii, să te gândești la stabilitatea companiei pe care o ai, dar și la oamenii, colaboratorii pe care îi ai, că trebuie să înțelegi că trebuie să-i ajuți cumva să treacă peste momentul ăla. Și a fost o decizie foarte grea și aceea s-a încheiat cu bine. În altă ordine de idei, cine este persoana care vă ajută atunci când aveți nevoie de un sfat? În cine aveți încredere? Păi, eu nu am foarte multe persoane care mă sfătuiesc. O spun la modul cel mai sincer. Soția este persoana care mă sfătuiesc cel mai mult. Ne ponderăm foarte bine. Eu sunt mai entuziast, mă prind de energie. Văd lucrurile mereu optimist în fața limba de afaceri, soția e mai temperată, de multe ori vede și posibilitatea ca acea decizie să meargă într-o direcție greșită. Și mai mă consult cu primul manager pe care am avut eu în activitate, primul meu job într-o companie privată, când eram student, unul pe care l-am apreciat foarte mult și la care am învățat foarte mult. Și atunci când vreau să mă consult despre multe decizii strategice, îl sun, la fel cum și el face același lucru când simte că are nevoia de o consultare. În rest, încerc să mă informez. Încerc să mă informez cât mai mult și să-mi aparțină responsabilitatea deciziei. Nici nu prea ofer multe sfaturi. Primesc des cererea de a oferi sfaturi și la fel încerc să prezint plusuri și minusuri, dar fără a spune fa așa. Pentru că eu cred că decizia să aparțină omului în totalitate, el trebuie să-și ia argumentele, să-și ia informațiile, dar trebuie să-și asume acea decizie. Ați fost dezamăgit de unele persoane? Oh, da, foarte multe persoane, dar nu mi-am pierdut încrederea oameni.
A fost multe momente în care am fost foarte dezamăgit, și în plan personal, și în plan de afaceri, și în plan politic, nu mai zic. Plan politic, cred că aș putea umple carnete întregi, dar numai pentru încrederea oameni. Pentru că în momentul în care îți pierzi încrederea oameni, nu mai poți strânge oameni în jurul tău, nu mai poți crea echipe, nu mai poți gândi anumite obiective, anumite acțiuni pe care să le faci împreună cu cineva. Ce poți să faci, și asta am încercat să fac, să-mi stabilez niște limite și niște principii la care să nu mă abat și să caut oameni pe care să ne lege niște obiective comune. Și aici cred că am reușit, dar chiar și așa, fiecare final de anul când mă număr, tot găsesc persoane care dezamăgesc și cea mai enervează persoanele care dezamăgesc nu odată, dar e o greșeală. Dar o fac de mai multe ori și nu profită de șansele pe care le au și nu învață nimic din greșelile respective. Recunosc acum, cu trecerea iarăși anilor, m-am mai temperat, m-am o persoană mai impulsivă și nu aveam atâta răbdare. Acum, de când sunt părinte, am învățat că răbdarea trebuie cultivată, dar dezamăgirea cred că este inevitabilă, indiferent ce activitate faci. Important e să nu pleci la ideea că nu merită să ai încredere în oameni. Sunteți persoana care acordă o a doua șansă? Da. Da, dar nu sunt persoana care acordă a patra șansă. Ce se întâmplă în momentul în care ați observat că ați fost dezamăgit de o persoană prima dată, a doua oară? Cum reacționați? Îi îndepărtați? Nu, nu. În general încerc să explic în ce constă acea dezamăgire sau unde este greșeala, de ce s-a greșit, de ce nu este bună decizie sau... În general cam așa reacționez și la prima dezamăgire, la prima greșeală încerc să mai aloc mai mult timp pentru a explica. La a doua, când văd că de fapt se repetă aceeași greșeală fără a exista nici măcar, cum să zic, o analiză a primei etape, recunosc că nu mai am atât de multe răbdare, dar încerc în continuare. Dar la a treia nu mai stau să repet primele două episoade. Și cred că asta e și problema societății moderne astăzi, nu numai România. Cred că problema este superficialitatea și mediul artificial pe care îl trăim. Cum reacționați dumneavoastră la un val de acuzații care vin spre dumneavoastră ca niște săgeți, să spunem? Cum vă apărați? Da, de când am intrat în politică am avut o grămadă de astfel de situații. Eu nu sunt un... Dacă vorbim de politică, pentru că diferă foarte mult când acționezi în plan politic și în plan personal. În plan personal, nu ai atâta audiență și atâția oameni care așteaptă o decizie rapidă sau un răspuns rapid. În plan politic, atenția este mult mai mare și există aici manuale de răspuns la astfel de acuzații. Eu niciodată n-am mers pe astfel de manuale, nu mă consider un politician tipic, poate că nici nu sunt un politician. Dar de ce spuneți asta? V-a reproșat cineva așa ceva? Inevitabil cineva se reproșează. Spun asta pentru că modelul de succes încă în România și nu doar, dacă mă uit în Franța sau în alte țări astăzi, văd același tipar, este că politicienii sau oamenii care vor să obțină o funcție nu recunosc niciodată că au greșit, reușesc să evite întrebările, adevărul, reușesc să coloreze foarte mult realitatea din jurul lor și culmea este că reușesc să și convingă pe cei care urmăresc că există un adevăr, o realitate paralelă. N-a să pot să fac asta. Și dacă vorbim de acuzații, am avut un final de 2020 și început de 2021 foarte greu, în care, cu o campanie destul de urâtă la adresa mea de acuzații care știam că nu sunt adevărate. Ce m-a surprins la acel moment a fost agresivitatea acelei campanii, iar după aceea mi-am dat seama că cineva vrea să vină cu astfel de acuzații, indiferent ce spui, indiferent ce probe aduci, indiferent ce argumente, rămâne mereu cel puțin o bucată, depinde cât de mare sau mică, din societate care mereu gândește așa, domnule, n-are cum să nu fie ceva acolo, chiar dacă nu e nimic acolo. Și acum am învățat să trăiesc și cu asta. Am învățat că nu
poți să-i convingi pe toți oamenii de buna ta intenție, de realitatea pe care o demonstrezi, cum apă de acuzații, întotdeauna ce să spun adevărul. Ideea este că mulți încearcă să construiesc adevăruri paralele, neargumentate, ceea ce este foarte ușor. Este o limită foarte fină între a constata un adevăr pe care îl ai după ce te-ai informat, după ce ai cunoscut omul, după ce ai cunoscut situația, și alta este de a-ți face tu în spate, în baza unor fake news-uri sau în fața unor, cum să spun, deja ai niște concepții despre persoana, despre organizația respectivă, și a-ți face tu adevărul tău. Și nu ești interesat de a intra într-o dezbatere sau într-o comunicare cu persoana respectivă. Cam așa mă apără. Nu, manualul politic spune că sunt situații în care nu trebuie să comunici, ăsta subiectul se îngroape, n-a făcut niciodată asta. Sau situații în care trebuie să răspunzi din etape, n-a făcut niciodată asta. De-aia spun că poate ca politician nu mă încadrez acolo unde un consultant și-a dorit sau un comunicator politic. Dar, pe de altă parte, am observat și partea bună a unei astfel de abordări și am văzut oameni care, tocmai prin adevărul și prin sinceritatea și prin comunicarea directă, au apreciat faptul că nu am avut nimic de ascuns și că întotdeauna am spus lucrurile neplăcute, inclusiv despre mine sau despre organizația din care fac parte. Cred că asta ar fi calea prin care să demonstrezi oamenilor că pot avea încredere. Să nu te apuci să vopsești ceea ce se întâmplă foarte des astăzi, dar e greu. E calea cea mai grea asta. Credeți că minciuna, falsul, ascunderea adevărului sau cum vreți dumneavoastră să mai spunem, durează la nesfârșit? Nu credeți că la un moment dat lumea se prinde că a fost mințită, că a fost păcălită, înșelată? Se prinde. Depinde care sunt efectele și care este mașinăria din spate. Care... Vedeți, dacă e situația de astăzi, o situație clară, și fac o mică paranteză apropo de războiul din Ucraina. O situație clară, bombardamentele nu sunt false, cei care au murit acolo nu sunt actori, sunt oameni reali, am cunoscut o grămadă de cazuri în această lună. Și totuși, chiar și pe pagina mea sau chiar și când întâlnesc cu diversi oameni, ei cred că este o regie, că acest război nu există, că totul este un fake news de proporții mondiale. La fel a fost și în pandemie. Dar cred că ultimii 2 ani prin asta s-au caracterizat, prin aceste universuri, realități paralele care s-au construit. Și pentru acești oameni, minciunea ține la nesfârșit. Și cine nu crede? Nu cred oamenii adevărați, normali sau cei de sus? Oamenii neinformați. Sunt două categorii, trei categorii aici care intre. Cel care vrea, care e mesager, cel care vrea să transmită acel mesaj neadevărat, având în spate un interes. Cel care îl distribuie, îl amplifică, în general o face pentru bani, pentru că este plătit de primul, și mai este audiența. Audiența ajunge aici pentru că nu este o persoană informată. Am auzit foarte des în ultimii ani și în ultimii 5 ani cum că tragediile României se trag de la educație. Parțial aș fi de acord. Cred că tragediile României se produc mai mult de la lipsa dorinței de informare a oamenilor. Au fost multe situații în care oamenii vorbeau de subiecte, foarte convinși pe acele subiecte, foarte agresivi, dar nu cunoșteau subiectul în sine. Asta nu ține neapărat de educație, ține de disponibilitatea omului de a afla adevăr. Și se întâmplă pentru că este mai ușor să citești un titlu la un ziar, sau acum în era rețelelor sociale să mergi pe telefon, să faci presa în 2 minute și să-ți rămână acolo informație pe care nici măcar n-ai intrat să citești articolul, dar tu rămâi cu acea idee că este adevărată. Ce nu înțeleg eu în spate, nu înțeleg cum agresivitatea și energia pe care oamenii o consumă pe asemenea subiecte care nu sunt reale. Aici mi se pare tragedia lumii în care trăim și un risc foarte mare de a ne construi o societate paralelă, nu doar un grup care gândește diferit. Și dacă mă uit la alegerile din Franța, care au fost duminica trecută, pentru mine este un șoc că 55% din francezi au votat lideri extremiști. Noi întotdeauna ne-am uitat la Europa de Vest ca zona unde trebuie să ajungem.
De acolo ne-am luat principii, ne-am luat valori democratice. Și când vezi acolo că democrația are mari probleme, plecând tocmai de la știrile false, de la universul paralel construit, te întrebi, ok, acolo sunt instituții puternice, acolo încă există destul de multă presă independentă. Cum va ta România, sincer? Și spui inevitabil întrebarea asta. Credeți că românul este priceput în toate? Ați văzut? O, da. Nu îi lipsește niciun subiect și știe să dea indicații, știe ce trebuie făcut, cum trebuie aplicat. Suntem pricepuți în toate subiectele, nu? Da, suntem pricepuți și iarăși pleacă de la cei care sunt vectori de imagine și nu mai referă și neapărat la clasa politică. Am văzut de multe ori oameni care duceau în câte societate subiecte la care nu aveam nicio pregătire, le duceau foarte agresiv și numai că duceau agresiv, le susțineau în mod repetat. Vedeți, oamenii vor să facă parte dintr-o dezbatere. Cum mai este că nu ne lipsește dezbatere în România. Dezbatere importantă. Dar oamenii intră într-o fel de dezbatere pe diverse subiecte, că sunt financiare, că sunt de sănătate, că sunt de educație. Asta face și clasa politică. Eu mă aduc aminte la prima sau a doua conferință de presă pe care am făcut-o ca un politic, am primit o întrebare despre sistemul de educație. La mea respectivă nu aveam copii în școală și am zis că nu pot să răspund la acea problemă, pentru că nu am competențe în acel domeniu. Și a fost criticat. Și intern și extern. Cum poți ca de politic să spui că nu ai competență în domeniul acela? Păi nu am. De ce ar trebui să spun? Ar trebui să inventez ceva. Asta este iarăși o tragedie a societății, pentru că așa ajungem să ne uităm la oameni care ajung în poziții, fără nicio pregătire pentru acea poziție, și care ne decid cum va arăta spitalul, cum va arăta strada, cum va arăta școala, cum învață copilul la școală, și pe care își termină mandatul respectivul și ne uităm și ceva, dar n-a făcut nimic. Păi nici n-avea cum să facă. Eu văd, eu fiind în domeniul agricultură, eu încă n-am cunoscut un ministru al agriculturii de 20 de ani care să cunoască domeniul acesta. Și o spun la modul sincer. Am participat la multe întâlniri ca invitat, inclusiv la minister, și întotdeauna nu mai mă duc acum, pentru că îmi pierd timpul, efectiv îmi pierd timp. Mă merg și îmi dau seama că ce se vorbește acolo este total deplasat față și se întâmplă realitate. De ce stă doar pe hârtie? Nici măcar. Sunt niște discuții despre teme care nu au nicio valoare, nu vor avea nicio valoare, care nu au nicio finalitate, dar atât pot oamenii aceia la momentul respectiv. De a simula o dezbatere și un plan. Românii spun că se pricep la toate pentru că au multe probleme. Și asta este adevărul. Noi avem atât de multe probleme în România, încât oamenii au ajuns să fie obosiți. De când este omul din casă, într-o zi normală, indiferent unde trăiește România, cu siguranță adună în ziua aceea foarte multe nemulțumiri. Cum merge cu mașina, de ce a pățit copilul la școală, de discuția cu educatorul, de dacă ajunge în spital, de cât așteaptă, adună foarte multe. Atunci, el este obligat cumva să vină să spună oful, că el asta face. Păi, domnule, mie nu-mi convine spitalul acela pentru că stă 5 ore. Uite, vă propun următor. El nu are competențe, dar el, pentru că nu există nivelul superior, cel care este numit să vină cu soluții, propune el și intră el în dezbatere. Și da, probabil că acesta este un mod prin care societatea înlocuiește instituțiile și guvernanța, inclusiv în partea de dezbatere și în partea de soluții. Sunteți un om orgolios? Da. Da, trebuie să recunosc. Vi s-a spus sau știți dumneavoastră? Și mi s-a spus și știu. Este o luptă cu orgoliul și cred că fiecare persoană l-are. De altă parte, nu las orgoliul să mă conducă. De multe ori mă confrunt cu aceste prejudecăți. Având o companie care este destul de mare, lumea și închipuie cumva că eu nu mai am probleme, că totul este roz, că trăiesc undeva într-un castel. De fapt, nu este așa. Trăiesc într-un apartament. Un apartament mai mare, dar e un apartament. Răspund oricui la telefon. Am telefonul pus și pe site-ul companiei și pe pagina de partid.
N-am refuzat niciodată pe nimeni care mi-a cerut ajutor dacă am putut ajuta, dacă nu l-am direcționat. Ogolul mi se activează atunci când văd în mod repetat pe cineva că încalcă niște valori și niște principii și că încearcă să își impună acolo unde ne intersectăm ca activitate niște modele care sunt greșite și o face intenționat și o face repetitiv și acolo ogolul mi se activează, da. Eu m-am ghidat toată viața după niște reguli simple, după niște linii roșii unde nu le trec, dar nici nu vreau să fie trecute împotriva mea, în care sunt simple, vreau ca să existe bun simț, vreau ca să existe respect și vreau ca să existe un principiu de angajament unul față de altul și de responsabilitate, nu cer nimic altceva. Schimb când văd oameni care nu respectă aceste reguli și o fac intenționat și agresiv, da, da, atunci să-mi temperez anumite orgolii, pentru că e simplu, atunci când tu ai trecut într-o situație de 10 ori, de 20 de ori, ai deja o experiență, este orgolul pe care l-a dobândit natural. Și când vine cineva care nu are nicio legătură cu situația respectivă și îți spune că gândești greșit, că el știe de la Z cum se face, dar știi că nu are nicio legătură, normal că orgolul se activează. Și e natural. Aveți doi copii, să vă trăiască. Da. Care este lecția pe care trebuie să o cunoască cel mai bine, astfel încât să treacă mai ușor prin viață? E o discuție la care momentan încă lucrăm. Când am avut primul copil, pe Maria, prin fetiță, eram doi părinți speriați. Speriați pentru că ne speria lumea din jurul nostru. În general, ne speria dacă o să fim părinți buni, dacă o să știm să ghidăm copilul către să nu fie orgolios, să nu fie pe de altă parte, să nu renunțe. Sunt niște lucruri foarte importante în primii ani ai copilului. Pentru că funcția de asta se raportează la activitatea pe care o are la grădință, la școală. Nu vrei să ai un copil care să-i fie frică să vorbească la școală, dar nici un copil care să fie agresiv și așa mai departe. După care tot noi am descoperit bună asta după multe ore petrecute în module de parenting, cărți și așa mai departe. Am descoperit că, de fapt, a fi părinte nu prea se învață la locul de muncă. Și că oricâte lecții ai primi și oricât ajutor ai primi, este o experiență pe care nu o poți stăpâni decât la locul de muncă, în relația cu copilul. Eu încerc să-mi învăț copiii, în primul rând, să-i respecte pe cei din jur. Doi, să înțeleagă, să nu fie orgolioși și să nu profite de, să zicem, de faptul că tata e antreprenor și are o companie mare sau că tata e persoană publică și să ajute. Cred că cel mai mare avantaj pe care poți oferi copilul este să înveți să ajute. Dacă el ajută, își va consolida intern o personalitate foarte frumoasă. Dacă nu ajută, înseamnă că nu se uită în jur, nu e interesat de cei din jur, ceea ce este foarte, foarte rău. Nu e ușor, dar cred că dacă noi ca părinți nu ne-am deschide către copil și dacă nu am explica și dacă nu am încercat să-i ghidăm și dacă ne-am uitat la greșelile care le-am făcut noi sau părinții noștri, dacă nu facem asta, nu avem cum să reușim. Credeți că părinții noștri au avut nevoie de manuale, de cursuri, de pregătire, de creșterea copilului și slavă Domnului, suntem sănătoși, suntem adulți, să spunem responsabili. Da, de ce credeți că s-a ajuns aici, în punctul acesta în care trebuie să te ajute cineva, trebuie să te învețe cineva? Oare pe părinții, pe bunicii noștri i-a învățat cineva cum să crească un copil? Mă aduc aminte că aveam 7-8 ani și am stat în micotrei în aur și alături erau blocuri în construcție și mergeam cu colegii din bloc și ne urcam pe acele schele de beton pe la etajul 7-8, noi nu știau părinții că suntem acolo și luam din instalație electrică acea țeavă de plastic cu care ne jucam în fața blocului. Puteam să, doamne ferește, să avem un accident acolo oricând. Dacă mi-aș vedea copilul azi așa ceva, cred că nu m-aș simți, nu că nu deloc confortabil. Aș deveni atlet în a bate recordul mondial pentru a nu de acolo. De unde vine?
părinții noștri nu ar fi putut să ne ofere nouă educație cum oferim copilul noștri acum, din mai multe motive. Aveau foarte multe greutăți și ca să întâmplă și cu părinții care azi n-au posibilități materiale. Aveau foarte multe greutăți, aveau multe neajunsuri. Cel puțin părinții mei au avut multe momente în care tata, de exemplu, și moștenesc, era o persoană care nu s-a păcat niciodată cu sistemul comunist. Era o persoană care, pentru el, sistemul în care trăia și muncea era depresiv, la propriu. Nu cred că ar fi corect să judecăm cum ne-au crescut pe noi părinții și cum creștem noi acum copiii, pentru că trăim într-o altă societate. Informația este oriunde, tehnica este atractivă pentru copii. În societate și în școală există mult mai multe motive de grijă decât dacă eram noi copii. Noi când eram copii, jucam șotron în curtea școlii sau fotbal. Acum există foarte multe, aș spune chiar riscuri, dacă mă uit la multe școli, unde te gândești dacă copilul nu cumva este abordat de un traficant de droguri sau de o gașcă de cartier și mai departe. Suntem noi mai conștienți de asta decât erau părinții noștri. Nu că sistemul era mai bun atunci, ci pur și simplu că cred că noi ne-am autoeducat prin accesul la informații. Conștient sau nu, noi asta am făcut. Ne-am autoeducat. Părinții noștri nu au avut această șansă de autoeducare pe partea de a cum să crești copilul. Singurul exemplu era mama sau tata. Dar noi ne-am autoeducat. De fiecare când citim un articol în presă, când mergem la o ședință cu părinții, când ne întâlnim cu alți părinți, noi ne autoeducăm până la urmă. Credeți că putem greși având atâta grijă? Da, cum să nu? Poate ar fi cazul să totuși să-i lăsăm mai liberi, să încercăm să le controlăm viața pas cu pas, pentru că noi cam asta facem, aici s-a ajuns, vorbind de majoritatea părinților care sunt la ora actuală foarte stricți, vor copiilor să fie numai de 10. Noi toți am fost numai de 10 oare? Nu. Noi în familie nu avem notele ca și condiție la școală. Toate că rezultă bine fata care este la școală. Nu plecăm de la premisa de a ajuta la fiecare pas. Îi lăsăm să încerce și le spunem că trebuie să încerce, important este să nu renunțe. Nu mergem copii la not, să-i învățăm să noate. Nici eu, nici soția nu știm să notăm. Și atunci am mers către un profesor, ne-a învățat să noate. Fata fiind mai fricoasă aici, a avut multe oameni care au vrut să renunțe. Dar îi place să noate. Și atunci e foarte important să fii în copil să susții. Nu să nu neapărat să înlocuiești decizia sau să ia o fel calea cea mai ușoară. Aici se greșește foarte mult. Despre note, ce să zic, sistemul educațional diferă foarte mult de cel în care am fost eu față de o parte a sistemului actual. Și zic o parte pentru că o bună parte a rămas exact cum era atunci când am eu copil. Eu am avut materii care mi-au plăcut, la care mă descurcam foarte bine, dar am urât toată viața materiile în care trebuia să învăț mecanica, nu de texte. Și n-am făcut, niciodată. De aici am avut un conflict cu sistemul educațional și nu am avut acele materii nici note extraordinare. Și o spun sincer. Dar uitându-mă acum, nu mă dau seama că chiar dacă a fost o decizie personală ca și copil, că n-avea de unde să știu că e corect ceea ce fac, a fost o decizie bună. Ne vom aplica către materiile care îmi plăceau și datorită cărora sunt acum aici astăzi. Iar materiile care presupuneau învățare mecanică și unde n-am vrut să mă duc, nu m-a atras niciodată și nu m-a fi așteptat cu nimic astăzi. Cred că asta este problema. Părintele să înțeleagă, nu poți să fii un copil care să-i placă și geografia și matematica și latina și limba română și engleza și spaniola. Văd și eu părinți în jurul nostru care duc copilul la tot felul de opțiuni prea multe. Copilul nu mai are timp de joacă. Deci mi se pare o tragedie. Dar asta din cauza părinților care au ei niște frustrări și vor să-și vadă copilul mult mai pregătit, mult mai sus decât au reușit. Vor să trăiască prin copilul. De aceea este o greșeală imens. Pentru că pune o presiune mare pe copil. Și la un moment dat copilul fie va refuza complet să facă acele activități, fie va ajunge punctul în care va intra într-o depresie.
sau a fi derutat, pentru că nu va ști încotro să meargă, ce drum să aleagă. Vă mulțumesc frumos! Ne oprim pentru câteva momente de publicitate. Revenim imediat, rămâneți alături de noi. Am revenit, alături de mine în această seară este domnul Mihai Răzvan Moraru, președintele USR Buzău. Continuăm, domnule Moraru, seria întrebărilor, înainte de a vă invita la joc. Cum vă repliați în urma unui eșec? Ușor. Sunt persoana care se ridică repede. Și asta pentru că am trecut prin multe situații limite în această vârstă. La început nu mă ridicam așa de ușor. Îmi lua foarte mult timp să înțeleg, mai ales dacă era vorba de, să zicem, de a te ridica atunci când te dezamăgeau oamenii. Făceam tot felul de analize, acum nu mai fac asta, mă ridic ușor și aici cred că vine în timp în măsură ce încerc să ai încredere în tine. Și ceea ce e un lucru foarte important. E important să ai încredere în tine și în ceea ce faci. Asta nu înseamnă să fii orgolios, asta nu înseamnă să crezi că tot ceea ce spui și faci tu este bine. Dar mă autoevaluez destul de des, recunosc. Credeți în vorbe sau în fapte? În fapte. Vorbele sunt de prisos uneori sau mai ajută și ele din când în când? Vă spunea că nu sunt un politician. Unul din ministrele pe care l-am uitat mai ăsta. Că nu folosesc doar vorbele. Și am încercat mereu să ofer exemplu prin fapte. Probabil că nu suntem încă acolo, sau poate că mă înșel eu, încă suntem o societate care apreciază foarte mult vorbele, cât mai frumoase, și ne uităm mai puțin la fapte. S-au renunțat să mai ne uităm chiar și la fapte. Pur și simplu, cunosc o grămadă de oameni care s-au închis într-o bulă și nu mai sunt interesați ce se întâmplă în jurul lor. Da, sunt necesare și vorbele, pentru că prin vorbe poți să aduci lângă tine momente importante, oamenii, poți să legi anumite acțiuni în momente importante. Trebuie să folosești vorbele pentru a le da oamenilor încredere, optimism, dar nu pentru a-i minți. Acum, deschizând o mică paranteză, când ați spus nu mințind, v-ați referit în viața de zi cu zi, în plan profesional, în toate planurile, în politică, în toate absolut planurile. Peste tot. Da. Cred că cel mai greu e ca să minți atunci într-o companie. Pentru că acolo lucrurile sunt clare, sunt niște așteptări clare, sunt niște obiective clare, că ești manager de patron sau manager de companie, oamenii au așteptări. Și nu merge să, ca un program electoral, peste 5 ani vom face, vom trece. Nu. Pentru că tu lucrezi cu oamenii aceia, trebuie să fie cointeresați, trebuie să tu obții rezultate cu ei. În politică nu e așa. În politică, la o dată la 4 ani, dar nici măcar asta, dar așa era, se vineau cu niște programe politice, în general fără nicio dezbatere, în general fără oameni care să vă pregătesc în domenii, se promit toate cele, în campanie aflăm că țara este bine, va fi și mult mai bine, și după aceea, la campania, încep scuzele, da? Pe mine, de exemplu, mă sperie foarte mult, apropo de vorbe, populism. Populismul este asta este, vorbe. Mai nou, partidele politice au înlocuit programele politice cu un om sau cu un grup de strâns de oameni. Dar partidele politice nu mai sunt organizați, din ce se devine sectă. Deci este foarte, foarte riscant pentru societate. În momentul în care un partid se raportează doar la un om, care e șeful de partid, sau la un grup șeful de partid și cei apropiați, și atât. Dar nu mai e partid. Nu poți să vorbești de meritocrație, de integritate. Nu, acolo se decid toate lucrurile, șeful de partid și cu gruparea respectivă. Și asta e pentru că avem foarte mulți șefi și foarte puțini lideri. Se creează acele bisericuțe într-un nici grup mai mare? Creează. Nici măcar nu se mai creează. Există gruparea care este a șefului, că nu poți să le poți spune lideri multora, și cei care sunt împotriva șefului. Sunt, în general, două bisericuțe. Și, în general, gruparea șefului câștigă întotdeauna. Da? E musai, că altfel... Da?
cam asta e tragedia patidilor. Și vă ce să vă de exemplu, ca o mică paranteză, efectiv m-a speriat ultimul congres al unui partid acum de curând. Cum un domn, cu 3 zile înainte, ce nu știu dacă voi candida la conducerea partidului, la 3 zile a fost congresul, a fost ales, n-am văzut o dezbatere, n-am văzut un program, a venit un grup de oameni, l-a forțat pe fostul președinte să demisioneze, a pus la pe gata, mergem noi. Ce Dumnezeu e asta? Adică, eu am votat acel partid până să intru în partidul care sunt acum, de când am avut drept de vot. Mă sperie un astfel de comportament. Este un comportament care n-are ce să aducă în plus nici societății, nici organizații. Și se întâmplă de multe ori asta și în mediul de business, în care văd în jurul meu o companie care are o echipă de management, vine acționarul, renunță la acea echipă, vine cu altă echipă peste noapte și le spune oamenilor din companie, gata, cu echipă de mâine. Nu merge așa. Oamenii aia trebuie să aibă o analiză în spate, trebuie să cunoască. Nu aduci un șef de echipă mâine și te aștepți ca echipa de poimine să lucreze perfect. Nu! Cu cât faci o astfel de trecere brutală, cu atât o să înceapă mai multe animozități, probleme. De ce se întâmplă asta? Pentru că lumea nu mai își dorește de multe ori dezbaterea, comunicarea, evaluarea, astea trei etape. Și atunci, cine are puterea, în momentul respectiv, abuzează de ea. Dacă ați primi o ofertă convenabilă, v-ați îndrepta către un astfel de partid sau către, să spunem, o astfel de companie? Nu. Către nu. Cineva de acest fel? Nu, în niciun caz. Și eu până asta în compania mea am lucrat la companii locale sau regionale. Și de multe ori motivul pe care a fost omul ăsta când a schimbat o companie la alta. Pentru că apăreau manageri, mai ales că lucram regional, aveam 4 țări pe lângă România de care mă ocupam și apăream un manager, sistemul de multinațională care a funcționat în anii 2010 până în 2020, aproape, încă mai apare, în care se dădea un mail, cea de mâine noul director pe Europa de Est este X. Pierde foarte mult. Pentru că de multe ori trezai cu oameni care nu aveau nicio pregătire în managementul pentru poziția respectivă, care nu cunoșteau zona respectivă și tu erai obligat să muncești mental, să pierzi foarte mult pentru a-l pregăti pe el, în primul rând. Asta e sistemul companiilor din Franța, de exemplu. Deci nu era nici acolo o meritocrație, omul acela a trecut printr-un concurs, printr-o eva. Nu, era pentru că era francez, se găsea un post pe o zonă. Era numit pur și simplu. Pur și simplu. De partide zic că e și mai periculos, pentru că o companie, până la urmă, face aceste greșeli pe banii acționari. Un partid o face pe banii noștri, tuturor. Și numai că o face pe bani prin bani de taxe, o face pe viitor. Eu observ că societatea democrată în lume începe să pierdă teren. Și o spun cu amărăciune. Studiul care a fost făcut în anul trecut, studiul internațional spunea că undeva la 40% dintre europeni mai susțin democrația. Am citit și la fiecare țară. Și, de fapt, acum trăim vremuri în care cred că ne decidem următorul sistem pentru următoarele generații, pentru copiii noștri. Și n-am să accept niciodată că vine cineva și pentru care puterea azi începe să decidă cum ne îmbrăcăm, ce mâncăm, unde mergem. De mine, i-am intrat în politică după momentul OUG13 în 2017. Momentul Liviu Drag. A fost momentul în care am vrut să plec din țară, convins că ne ducem către un sistem autocrat. M-a uimit societatea care a acționat atunci. Nu știu dacă mai are acum aceeași energie societatea. Și acel moment a trecut. Dar întotdeauna am văzut în acești 5 ani persoane în toate partidele. Persoane care au văzut că îl au pe Liviu Dragnea ca exemplu cum pot să cal totul în picioare dacă am o mică parte a puterii. Și reacția societății v-a întors din drum? Sau da. Din decizie, să spunem? Da, da. Da, eu am fost întâi președintele Plus Buzău, acum președintele USR Plus Buzău. Trecând peste mici animozități, și când zic animozități, zic mai mult niște fake news-uri care apărut, noi după această fuziune USR și Plus, care a fost una dureș care încă nu s-a încheiat și e plină presa de situații în toată țara,
Am încercat cumva să fiu legătura între cele două partide, chiar dacă veneam din plus. N-am dat pe nimeni la o parte din echipa USR, n-am zis gata, am puterea, hai să... Nu. Nu știu dacă am reușit, pentru că în momentul când sunt două tabele antagonizate, de asta în România coalițiile de guvernare nu prea funcționează și fuziunile nu prea sunt de succes. Sunt două tabele care, în loc să se gândească o la orice și la companii, să gândească de ce facem o alianță, ce facem o fuziune, păi ca să putem să oferim mai mult. Nu, în momentul când se decide, se votează Uniunea, deja cele două tabele intră într-un concurs și într-o antagonizare foarte puternică. Și până în momentul în care se merge la un drum comun, ei deja sunt inamici. Și de aceea nici nu pot lucra după momentul în care se oficial se face acea alianță la acea fuziune. De asta, pentru mine, cred că experiența asta politică, de aproape 5 ani, mă face să cred că avem un drum lung în față, până când vom vedea o clasă politică dispusă să facă concesii și responsabilă. În general, micile conflicte, micile bătălii sunt mai importante decât alea mari și importante pentru cetățeni. De fapt, toată lumea ar trebui să-și dea mâna, nu? Să fie ca într-o familie, ca, într-adevăr, țara noastră să ajungă acolo unde trebuie și cu niște oameni normali. Vă mulțumesc mult! Mergem mai departe. Vreau să vă adresez provocarea, okay, care vine din partea invitatei mele de săptămâna trecută, doamna Mirela Petre, profesor și consilier județean pro-România. Dânsa spune în felul următor: povestește o întâmplare haslie din copilărie și spune dacă această poveste a lăsat urmări sau dacă ai primit vreo pedeapsă. O, sunt multe. Sunt foarte multe. Eu am avut o copilărie care până în 1990 a fost exclusiv urbană, ca să zic așa, în Buzău, iar până 1990 a fost pentru mulți ani copilărie la țară, la bunicii la țară. Mi-aduc aminte o întâmplare hazlie de prin 1992, în care mă pedusem pe bunica de acolo, aveam doar pe bunicul, el avea piciorul rupt, căzuse și avea o gospodărie mare cu multe animale. Mare. Era vară, părinții mei lucrau și pentru două săptămâni a fost responsabil de a-l ajuta cu organizarea grădinii. Și avea capre, por, câște, rațe, bă, se mai departe. Dar avea cam 240 de rațe. Pentru că mie mi-au plăcut și îmi plac ori rațele ca și să le văd neapărat ca și, cum să zic, preparate culinare. Mi-am asumat că mă ocup eu să hrănesc acelea, nu știam ce înseamnă. Și pentru cine a făcut copilul la țară, știe că rațele trebuie să le toci, verdeață. Trebuie să iei verdeață, să o toci, dar trebuie să toci, ca intenții la 200 ceva de rațe, să amestești cu mălai și să hrănești rațele. Fiind copil, nu știam că acele rațe trebuie hrănite la fiecare 2-3 ore. Și mă mers pe ideea ca și omul, mănâncă dimineața, apoi și mănâncă seara. Și bunicul, dacă a văzut că nu m-am trezit dimineața să hrănesc rațele, le-a dat drumul din țarul care avea să vină spre casă. Și m-am trezit într-o măcăneală completă cu 250 rațe la geam, care înfometate, care când am ieșit din casă mă urmăreau în toată curtea, efectiv mă urmăreau și parcă dacă puteau vorbi că strigau vrem mâncare, vrem mâncare. Și mi-aduc aminte că am terminat de tocat, le-am făcut prima masă și când am terminat de tocat zic gata, am scăpat, m-am uitat, mă, farfurii erau goale și m-am dat seama că de fapt asta e o acțiune care necesită un efort de dimineață până seara ca să hrănești 200 ceva de rațe. Da, și sunt multe întâmplări de acolo. Ce vârstă aveați? 10 ani. V-ați lăsat unul dintre copii așa la țară să hrănească animalele? Da, sunt. Noi am păstrat. Deci noi, casa bunicilor am renovat-o, aici în Buzău. Părinții mei s-au mutat acolo acum câțiva ani. Din păcate mai am doar pe mama, pe tata nu mai am, l-am pierdut. Și noi facem două weekend-uri pe lună, venim aici, ținem grădină de legume, solar de legume, căpșuni, divadă,
foarte animale, multe. Mai aveți? Animale, doar păsări, atât. Iar vara stăm destul de mult, petrec foarte mult aici. Am încercat să vin și domeniul care îmi place, agricultura. Am încercat să-i învăț ce înseamnă, câtă muncă este pentru roșia aceea care îți place în farfurie, cât de greu se face și cum trebuie în anumite momente să-ți faci timp pentru a o cultiva. Mulțumesc foarte mult! Haideți să intrăm în joc. Aveți lângă dumneavoastră două boluri, pe unul scrie adevăr, pe unul scrie provocare. O să vă invit să extrageți un bilețel de unde doriți dumneavoastră mai întâi, de la adevăr sau de la provocare. Haideți să luăm de la adevăr. Vă ascult. Care este superputerea pe care ați vrea să o aveți? Oh. Și doar ce una? Ați face? Doar una? Da. Cred că superputerea pe care aș vrea să o am e cea pe care o vedeam când eram copil în filmele cu supereroi americani, Batman, Superman, în care întotdeauna salvau lumea de oamenii răi. Cred că asta e puterea pe care aș vrea să o am. E foarte important, e foarte important ca oamenii să facă distinția între bine și rău. Și mi-aș dori să o facă cât mai des. Unde ați acționat prima dată? Fiind Batman, să spunem. În ce zonă? Nu neapărat asupra cui. În ce zonă așa o ați duce? Acum azi... Să mai faceți puțină curățenie. Dacă aș vorbi azi de ce se întâmplă în jurul nostru, aș acționa în ce se întâmplă în Ucraina. Și pentru că am fost acolo deja de multe ori cu colegi cu ajutoare și pentru că am văzut atâtea situații și atâtea oameni cum... N-am citit decât în cărțile de istorie, sau cum am auzit bunicul vorbind despre anii de război. Cred că acolo, nu cred că există ceva pe lumea aceasta mai tragic decât să -ți vezi ca și părinte copilul ucis sau ca și copil părinții uciși în fața ta sau să pleci cu o sacoșă, cu tot ce poți nimeni să pleci. Și știu că sunt mulți oameni, cam bine treaba asta, și în România sunt mulți oameni amărâți, așa este. Dar e mai important decât să ai o farfurie mai plină, e să știi că ai copii în siguranță și să știi sănătoși. Și am să rețin pentru mulți ani de acum acolo, la primul convoi, care a fost la 6-7 după ce a început războiul, imaginea celor doi părinți care veneau spre granița din România, eram în Ucraina deja, și după 15 km coloană de mașini, oameni care aveau să intre și făceau coloană de alți kilometri de oameni care veneau pe jos. Și mi-aduc aminte și acum imaginea acelei familii care, e clar că plecase undeva în viteză, în care mămica nici nu știa că e desculță, aveau doi copii, fiecare și mama așa ținea un copil în brațe și se vedea că doamna, când te uitai, așteptai să pice jos în secunda 2. Și cu doi copii care erau mai, parcă mai mult în sevraj decât, cum să spun, se simțeau cu siguranță, așteptai să intru în jurul lor. E imaginea asta, rămâne mult timp în minte. Și dacă aș avea o superputere, acolo m-aș duce. Și sunt o furie enormă, enormă astăzi, când văd și când știu că în anul 2022 așa ceva se întâmplă chiar aproape de noi. Și nu știu de ce am ajuns aici, dar sper ca lumea să aibă inteligența de a nu extinde astfel de situații. Vă mulțumesc frumos. Mergem mai departe cu o provocare. Vorbește despre cea mai mare frică. Oh. Da. Asta încep cu o glumă. Le spun eu copilor că dacă vă doriți să plece din țară și eu rămân, am să mă duc după ei. Unde să o duce ei? Cea mai mare frică pe care am este să fiu bătrân și singur. Nu vă place singurătatea? Și nu vreți să rămâneți singur? Nu. Nu și probabil că mă și machiază multe situații, dar oamenii în vârstă pe care îi știu, care i-am și ajutat pe mulți. Inclusiv din familie, mătuși care erau singure, care nu aveau copii, care nu aveau soțul murise. Cred că e cea mai tragedie pe care poți să o ai, să fii bătrân, neajutorat și singur, să nu te vizitezi de nimeni, indiferent de situația materială pe care o ai, să ai problemă și să n-ai ce să te ajute. Avem o grămadă de astfel de situații în România.
Și cum vă spuneam la început, unul din motivele pentru care am ales să merg în România au fost părinții, familia. Am avut pe data bolnav cu un atac cerebral cu paralize de 12 ani. Știu foarte bine ce înseamnă să ai grijă de cineva bolnav în familie, știu foarte bine ce înseamnă să umbli în spitalul din România, știu foarte bine ce înseamnă să te împarți între familia ta și părinți sau între job și părinți, dar cred că noi ca și copii avem responsabilitatea asta și asta e cea mai frică, să ajung bătrân și singur. Vă mulțumesc frumos, mergem mai departe și vă invit să mai extrageți de la adevăr. Care credeți că este rolul dumneavoastră de pământ? Habar nu am. Sunt o persoană credincioasă, recunosc că sunt foarte bisericoasă. Când ați fost la biserică ultima oară? Ultima oară la biserică de Paște anul trecut. Și mai și de Paște anul. Care e rolul pe pământ? Cred că fiecare are un rol pe care nu înțelege de prima dată. Cred că fiecare a venit pe acest pământ în primul rând pentru a fi sprijin pentru anumiți alți oameni, dar în același timp și pentru a ne bucura că suntem aici. Cred că foarte mulți oameni au uitat să se mai bucure de viața pe care o trăiesc. Bună, da, aia este. Și bucuria nu înseamnă neapărat avea bani. Și știu că am auzit de asta, Doamne, vorbești din a ta pentru că situația mai fel ok. Nu. Eu nu sunt o persoană extravagantă, eu nu cheltui, nu pot, nu știu, pantofi de 2000 de euro, nu știu ce altă trebuie să mai, sunt o persoană normală și pentru a fi fericit înseamnă să ai bani. Da, banii sunt importanți pentru un nivel de trai bun și nu trebuie să fim ipocrisi să zicem, domnule, banii nu au nicio sănătate. Ba, au, pentru că dacă n-ai bani și ești bolnav, nu poți să ajungi la un medic, nu ai tratament. Ba, da. Dar cred că mulți dintre noi trebuie să fim mai atenți cum ne bucurăm de ceea ce e în jurul nostru. Și eu care am pierdut destul de mulți oameni apropiați în ultimii 3 ani, cred că trebuie să încercăm să le acordăm mai mult timp. Și cred că ăsta e rolul cel mai important pe care îl putem avea. Și să fim fericiți că suntem sănătoși. Da, fericirea... Cel mai important exact, lucru. Exact, dar fericirea nu cred că stă numai sănătate. Fericirea asta și cum ne autoevaluăm. Cunosc oameni și cu bani și sănătoși care nu sunt fericiți. Fericirea este o stare pe care o avem sau nu în funcție de cum ne raportăm la ceea ce ne-am dorit și am obținut. Sănătatea este importantă. Normal că nu poți să fii, să ai o boală gravă și să fii fericit. Cu toate că, vă spun că am cunoscut de multe ori copii bolnavi. Bolnavi chiar în fază terminală. Care erau foarte fericiți de ziua aia. Și acum mulți ani nu mai merg, dar când mergeam în spitalul Fonteni, în fine, cu asociație, nu mai merg pentru că nu ajută cu noi, dar nu pot să digere atâta durere pe care o văd acolo. Ăsta este motivul. Dar am văzut copii care se bucurau atât de mult de ziua aia pe care aveau, încât cred că mulți dintre noi nu facem asta, nu avem o zi ca aia pe an. Sau poate o avem de sărbători, de Crăciun. Deci fericirea este cum ne raportăm noi la noi și la ceea ce este în jurul nostru. Nu înseamnă neapărat sănătate, nu înseamnă neapărat. E important așa, nu zic, e cea mai important. Bani, prieteni, nu, este cum ne raportăm noi la ziua. Vă mulțumesc frumos, haideți să mergem mai departe și mai încercăm un adevăr. Un adevăr. Ce interpretare a dat zicale în locul și face omul cu mâna lui? Corectă. Foarte corectă. Cred că povestea asta să mă ajute Domnul să iau examenul auto, să mă ajute Domnul să iau bacul, să mă ajute Domnul să împice din cer nu știu ce creștere de salariu, să dea norocul peste mine, să povești. Eu nu am obținut nimic în viața asta fără muncă. Și știu situații de oameni care au obținut, dar au avut pe termen scurt. Atunci când primești ceva și nu ai avut niciun efort în ce ai primit, în general nu știi să gestionezi situația, bani sau nu știu ce. Și atunci e pe termen scurt. Norocul, normal, eu zic mereu că
am mers la diverse întâlniri în care le explic tinerilor de ce să meargă către antreprenoriat. Și le spun eu că am avut, eu am avut și un gram de, să zicem, noroc. Dar n-a fost noroc, au fost niște întâmplări în care am luat deciziile corecte. Riscante, dar corecte. Dar nu cred în povestea în care norocul îți poate schimba viața. Nici chiar dacă vei câștiga la loto. Apropo de loto nu joc. Și de noroc, este exact ca în van cu acela. Doamne, ajută-mă să câștig și eu la loto. Și Dumnezeu îi răspunde, da, dar trebuie să mai și joci. Da, nu joc la loto. Nu joc. Adică dacă vrem să avem noroc, trebuie să facem și noi ceva. Corect, așa este. Nu putem, da, doar să ne rugăm. Corect, să ne dea. Corect. Deci trebuie să facem ceva. Da, eu cred că, adică ar fi o greșeală, nu știm, n-am văzut, credem în așa nou, să zicem, în divinitate. Dar dacă a stat divinitatea, aici putem ce religie, a stat divinitatea să aibă așa, nu știu, un Excel sau un caiet în care să scrie dorințele fiecăruia, așteptările fiecăruia, regulile fiecăruia, cred că ar fi un dezastru de lume. Cred că e lucrul mai important de rezolvat. Dar ne simțim neconfortabil. Mutăm răspunderea noastră pe alții. Și cel mai ușor e să muți pe cel de sus. Nu ți-a ieșit ceva, n-a avut Dumnezeu. Nu? Păi de ce n-a avut Dumnezeu? Cum n-a avut Dumnezeu? Dar ce avea Dumnezeu cu tine? Nu știu, n-am învățat pentru Dumnezeu și când l-am luat, n-am avut noroc la subiect. Nu ne-am învățat, să știi subiectul. Noi încercăm, iarăși, să mutăm responsabilitatea pe altcineva. Ceea ce este o greșeală. O facem oricum, n-avem cum să evităm. O facem, e așa natural. Și cred că pe măsură, cu cât ești mai tânăr, o faci mai des, dar ar trebui, pe măsură ce trec ani și ai mai multe experiențe, să o faci mai rar. Vă mulțumesc mult! Acum am o rugăminte la dumneavoastră, înainte să încheiem această emisiune, să vă gândiți la o întrebare pentru Adevăr sau o provocare pentru viitorul invitat de săptămâna viitoare. Îmi spuneți și eu notez. Dacă ați fi politician, habana, poate este politician, mă tot candidat, care ar fi prima lege pe care v-ați asuma-o în Parlament? Și de ce? Parlament? Da, și de ce? Bun, și dacă este, nu este, dacă nu este politician, doar își imaginează. Doar își imaginează, da. Da? Da. Și dacă este, este. Da, chiar i-am intrat în politică exact pentru partea asta. Am considerat meu că un politician ar trebui să schimbe legislativ și eu, care mă confrunt zilnic cu aberații legislative ca antreprenor, cred că oamenii ar trebui să, din păcate, constat, și o spun la modul cel mai deschis, că foarte puțin parlamentari au într-adevăr activitate legislativă. Și asta e marea problemă pe care ne avem în România. Vă mulțumesc mult că ați participat la emisiunea noastră Adevăr sau Provocare. O să lansez întrebarea dumneavoastră viitorului invitat. Să fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce ne răspunde. Aici se încheie emisiunea noastră, Adevăr sau Provocare. Nu uitați, în fiecare vineri seara de la ora 20 vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii. Până atunci, la mulți ani pentru Sfintele Florii, se apropie, tuturor sărbători fericite și să ne vedem cu bine. Numai bine tuturor!